Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Așa, cum zice Leuțu, adevărat a înviat! Ce ai făcut pe geoc mai tare, prieteni? Ce? Băi, nu știu ce am aici pe iau. Nu știu de unde e. Poate o Hristos sări untură. Cred că untură, ne-am stat afară cu tine pe untură acolo. De pus tu untura în, în garniță. Dar unde e aia seara? Ce ceva? Nu. Dar unde ai pus-o? În magazin. Și ai pus capacul de acum, să nu-i pui. I-am pus, dar așa într-o parte, să ia aia. Păi da, trebuie să lasă să răcească pe lume. Ai pus garnița. Eu nu știu, nu mă simt bine. Păi? Păi de bine, mi-e țală, mă doare capul. Bă... Pune-te-n pat. Nu lucru jos, să nu vă gestantă. Iar gestant, lasă-mă, mă, e din domn, e lună, e tot gestant. Da? Păi și atunci ce s-a întâmplat? Cu vremea asta sau ce? Nu știu, da, chiar mă dur așa, parcă am mețală și nu pot să mai stau în picioare. Mai aprinde focul, nu mai aprinde mâncă bine. Mă, mai aprinde eu focul, n-am niciun chef, așa dormit. Las, chiar nu mă e fric. Asta e cu toate că plouă afară, dar nu mai e fric. Punem plapuma groasă pe noi. Nu știu, mă duc să-mi pregătesc și oainele, că mâine mă duc și eu la biserică. Mâine e sărbătoare, păi, prieteni. Dar trebuie să mergem la biserică. Izvorul tămăduirii. Și unde mergem aici, la noi? La biserică, la noi, la mănăstire. Uh-huh. Aici e foarte frumos. Vine foarte multă lume. Aici. Uitați-o. De la cât pe ce s-au uit. Ce-s Polinca? Era cât pe ce s-au uit. Era cât pe ce s-au uit. Credeau cu Dumnezeu. Eram gata să dau și-o cu un ciocănel, păi, de la... Dă-și tu cu un ciocănel de ăsta, cu domnița ciocănitea și... îți trece de răceală. Iar să fac gargară, cum îmi zice? Păi da, faci tu gargară. Că e foarte bună asta. Nu, că nu se bine. Să-ți speli gingivit așa, pastile, ceva dezinfectant curat, nu serios. E foarte bună. Bun, am stat toată ziua în picioare, acolo sunt în șopul. Ia, uite cu ce dezinfectează. Mamă, și asta e ultima din cea mai bună. Uite cum simt că arde. Asta că bine și tu crezi că e bună? Stii arde pieptul tot, tomat în tine, Doamne. Păi dacă tu însă de asta arde grăsim, tot împinge. Arde, dar bă, ce grăsime ars, nu arde ce grăsime. Arzi, lasă că mai arzi cu ceva. Arzi! Uite, un kilogram, a dat jos. Stai că mai îmi vine ceva. Ce? Mai îmi vine de la Neonel, pușchița. Și atunci tot așa, să bag să ardă. Să ardem calorile. Și ai mai bicarolii dacă se duce pe noi tot așa. Nu că arde pe dinăuntru. Pe dinăuntru, dar pe din afară nimic. Lasă că le arzi. Mamă, ce tare e asta. Topitărie face. Ce s-a întâmplat cu Maria, cu Jean? N-am mai trecut pe aici. Unde sunt? Ce tare. Mă fi pe sate, unde sunt așa? Nu știu, nu le-am sunat. Ce cu Balamucul? Eu am înțeles că se ceartă cu Anca, cu ce? Da, nu știu. Nu-i frumos. A vorbit Jeanul ce-a vorbit, am este într-adevăr, dar în bază și, nu știu, s-a părut că zice... S-a părut că zice tâmpeni. Da, și uite, n-a vorbit și lumea a înțeles altceva. Nu-i frumos, uite, eu sunt aici de față cu toată lumea, eu iau dreptul lui Anca. Scurt, cu toate că-i socul meu, dar are dreptate aici, din câte am analizat și am stat la discuție o două secunde, ei devine taică-tău, așa cum a zis și Anca. Și s-a prostit și el să facă și el YouTube cu noi. Italia. Da, așa e. El de ce vorbește de alții? Noi de ce să nu vorbim de el? Așa e. Lasă, nu ne băgăm noi ce fac. Nu mă bag, dar vreau să zic așa. De ce? Să se încearcă cum vor acolo. De ce are dreptul prostii? Din cauza lui Lumina. Păi are dreptul din cauza lui Lumina. N-are nimeni dreptul să vorbească despre noi. Nu. Are dreptul să vorbească din cauza Lumina. Are dreptul să vorbească Anca, că tot fiul s-au luat-o pe Norza. Să vorbesc, că dar ce îi punem noi parte acum? Și nu-i tot pun el. Parte nici lui Anca, nici nu. Păi eu nu-i pun parte lui Nima, dar tot el are dreptul. Nu știu ce-am vrut normal să zic, cum că ar și fi, fiul s-au luat-o pe Norza din casă.
au înțeles greșit ce au înțeles vorbele ăștia, nu pot să-mi dau seama, nu mai priorizez. Da, tatăl tău, nu știu, că îmi dă cu coada. Treaba lui să facă ce vrea. Nu vreau să facă, hai să schimbăm subiectul, că dar, nu vreau să ne băgăm noi. Tot timpul m-am ferit de discuțiile lor și de subiectele lor. Da. Lasă, vorbească cu lor ce vor. Tot timpul. Bă, dar vin nervii de așa când vezi, ce te bagi unde nu-ți fierbe oala? Așa e, greșit. Na, am zis o vorbă care nu trebuie, nu trebuia să zic. Doamne, și aia acum să ne prostim și noi să vorbim toate tâmpenile pentru vizualizare. Păi da, nu de vizualizare. Păi nu, dar așa e, serios. Are tot dreptul, vorbește, nu asta ce a zis acum. Dacă vorbește de lumina, că vorbește de cutare, păi, de ce nu vorbește are dreptul, de pentru că și de lumina, nu face pentru bani. Spune durerea lor din casă, ce are. Apoi să spună durerea. Păi asta, să spună, de dar ce să nu mai bagă și pe spune alții. De altul. Să zică de ursul de alea de altul. Că și ele tot... Și ursul nu are nicio vină, e și el da, năcăjit. Da, e de vină ursul, cu el lua muiere de acasă. Da, el e foarte năcăjit ursul și n-are, nu trebuie să vorbească nimeni de ursul, că ursul e la năcaz acolo unde este. Ia uite, vezi ce căldură mi-a dat, nu mai trebuie nici centrală la ea. Da, bine. Nu e la o bucurie acolo. Îl iai apărarea lui tatăl tău? Da. Lui ursul iau apărarea că... Avea o grijă că... Da. Nu ursul. E tată sau ce vrei acum? Mă, e tată, dar eu mai mult te vorbesc de ursul, că nu trebuie să vorbească nimeni de ursul. Păi așa, ce să vorbesc? Că ursul e la năcaz, ursul e acolo pătimit, nu e la o nuntă, nu e la o petrecere. De ce-l pomeni? Cea mai mare durere, ursul a luat-o. Da. N-a luat-o nimeni. De cine? De ce trebuie să-l pomeniți voi acolo? Crezi că toți care sunt cu... Bea și mănâncă acasă și se distrează toți. Da. Și ursul ce mai afectat din toate discuțiile astea ce s-a întâmplat în, la noi aici, în șatra asta. Ursul e afectat. Nu e afectat nimeni, că alții mănâncă de sărut. Și petrece și cântă și joacă toate modelele. Să fim acum, să vorbim ceva nu, normal, nu vorbim tâmpenii aici. Așa e cu Tunițe, dacă am jucat și noi un rol. Da, să-l naiba de rol, că eu nu vreau cu rolul lor. Vizeri. Vizeri. Dar nu de ei, nu de ei, nu să ne băgăm noi cu clanul lor. Nu, dracu, mai bine filmez la mine acasă. Eu niciodată să înțeleagă lumea asta odată. Noi n-am făcut nicio filmare la cineva acasă. La petrecerile lor, la ei în casă lor. Ei au venit la mine, ce să mai zic? Îmi filmam la mine de toate vlogurile, se făcea la mine aici. Ei aveau toate posibilitățile, toate aveau cășile lux, aveau da. Saloane, aveau... Dar tot la mine trăjeau aici. Deci nu filmează la ei acasă, toată lumea. Vine la mine să filmează aici. Și după ei, că vorbesc de ei de rău, ne bagă și pe noi, știi? Înțelege lumea că vorbește și despre noi, dacă vorbește de ei de... Zice că de ce nu filmează la ei acasă, că să filmează nu știu ce ce are prin casă. Păi eu nu m-am dus la nimeni să filmez. Ei au venit la mine toți ăștia cu canalele. Da, pentru că tu erai șefa YouTube-ului să-i promovezi pe ei să ajungă mai departe. Da, și înainte și nu mai recunoaște nimeni. Toți râdeau de noi, da. Că suntem la mila YouTube-ului, că nu știu ce. Și vine acum, ai fost și mie promovare și ne vorbeau de rău. Da. Și acum când a văzut că se ia bănuțul, că toți vor să apară acum pe YouTube. Toți acum. Da. Da, chiar serios. Toți acum au canal de YouTube. Bă, să la mine aici în casă. Acum vine vara, îi plec după film. La noi în casă. Ce să mai vadă lumea la ei? Că ei nu se mai țin. Gata. Da. Ei nu se mai țin de vloguri și alea. Pleacă, noi barem, pe care fug. Noi am filmat 5 luni de zile fără niciun ban. Da. Și ne-am ca să ținut, ajungem să ne cunoască lumea. Să recunoască toți. Am ținut și canalul lui Leo vreo 9 luni de zile. Ba nu, 7 luni. 7 luni, că fă 8 luni, 9 luni. Dar bineînțeles că de ei și ne-am descurcat și nu ne-am dus la nimeni să-l filmăm la mesele lor. La cășile lor, care căși mari. Deja au căși. Nu are niciun valoare, că au căși mari. Are și sunt toți destrăbăliți cu cășile ale mari. Unul încolo, unul încolo. Ce rost are? Care avere, care de toate? Să nu mai să-l audă, care.
Nu, acum ce trebuie? Ne obligă pe noi. Că să nu filmez la mine în casă că intră un copil. Păi intră copilul ăla. Pentru că la mine să filmez, eu nu pot să iau copilul tău să-l dau la o parte să-l filmez. Și că copilul stă nu stă la mine. Te referi, acum te referi la lumina. Păi da, dacă stă la mine copilul. E abandonat pe stradă, ce păcat să-i facem noi la copii? Că l-ai văzut dezbrăcat. Asta e soarta că tu l-ai lăsat așa. Pe drumuri abandonate. Și de mie îmi pare rău de copil. Nu pot să mă oblig să nu mai filmez copilul sau să nu mai plinesc. Dar nu l-am filmat noi. Nu l-am filmat noi. Eu chiar zberam în vlogul ăla să oprească asta cu atâta cum îți vine. Da, și eu i-am oprit telefonul. Da, să vorbească pe nume despre cine e vorba. Despre cumnata mea, despre brunețica. Să spună adevărul lumina despre... Sau să zică dacă e de noi. Dacă e de noi, da. Să spună și că nu mai să ocolească. Spune despre cine ți-e năcas și cine ți-a ținut ție copiii. Că copilul tău vine de la mama ta și vine la noi, de dragul, că ne ducem noi să nu vine la noi, că știi și tu destul de bine, se duce la toaletă repede copilul. Și ea, nevastă mea, șterge copilul tău la fund. Ai înțeles? Pentru că ți-l ai el, că nu ți-e rușine, vezi? Că te-ai plecat, că nu vrei să-l ștergi la fund pe fiul tău. L-ai lăsat că șterge cu pipnița. Da, nu e vorba de ea, dar să nu mai zic că... Ca să înțeleagă și ea, să intre ei ceva în capul ăla, că dacă avea ceva în cap, nu pleca și nu-l lăsa. O străbăi, l-a lăsat-te copilul ei, dar nu e al nostru. Păi, eu... Așa e, nu ne băgăm, ce poate și vrea. Umblă dezbrăcat, așa l-ai lăsat tu pe stradă. Așa că mama ta, aibă grijă de el să vină, să-l ia de la poartă. Că să stea acolo, la aici. Care că nu se joacă la poartă, intră la noi în curte. El vine aici copilul că e învățat aici. Și noi, de mic copil, de când e copilul, că știe și ea destul de bine. Noi nu putem să ducem la copil, uite afară, să-l scot mai ales pe bobiță. Mai ales când filmăm. Dacă vrei așa, eu așa voi face vlog direct pe filmare și să-l scot afară. Așa cum ai zis tu. Ieși afară, așa cum l-ai lăsat, nu facem așa scos și pe stradă. Noi nu facem așa ceva, că chiar iubim copilul și păcat de copilul. Înțelegi? Dar pe-al meu cine îl iubești? Cine îl bagă în curte și să-l teargă la pură? Vezi? Lasă cu tine, noi tot așa facem bine și pici. Unul iasă, unul pleacă. Al meu nu a deschis poarta la niciunul, la un vecin nu s-a dus să le desfacă poarta. Eu mă scot de aici și îl pun pe el aici. Și îi puneam pe el, că știe și ea asta cum o cheamă. Fosta lui Ursu. Da, așa e. Că mă sculeam de pe scaun și le puneam lor scaune, să stea ei. Dacă așa crede ea, așa să fie. Că să nu mai filmăm copiii de acum înainte. Că ce să zici? Ce crezi că problema? Copilul ne face, copilul ne vorbește. Ce că înainte să zici că comunica de... cu noi, dar recunosc că comunica copilul și vorbea cu noi. Ce poți să zici tu de noi? Ce? Tu te pui în piciorul nostru? Noi suntem cu familia noastră, noi gândim altcumva. Dacă tu gândeai ca noi, puteai să te iei și tu de la lingură, să-ți iei aia, să gândești și tu ce gândim noi, ce nu ne avem noi. Noi dacă nu avem o față de masă, noi gândim că nu avem. Tu n-ai avut bărbat, scurt și pe doi. Aveam și noi, eram și noi, că la asta te-ai gândit. Eram și noi, recunoaște. Păi asta vreau să zic, că noi am plecat săraci, așa, da. De la lingură. Da, și ei n-au știut ce înseamnă să fii sărac, să n-ai posibilități. Pe tine nu te interesa case, masă, eu avea de toate, avea lux, avea peste toată curtea, numai marmură. Înțelegi? Eu n-am lumină marmură, cum aveai tu. Asta e, tu n-ai ce să ne te contrazici cu noi, tu că nu știu ce, că ești cine ești, ministra, secretara YouTube-ului sau nu știu ce. Că ne ameninți, că închid canalele. Și că ai ajuns să închizi canalele acum. Eu nu muream de foame nici înainte. Nu închide Alin, acum mai Alin, mai ăla, mai ăla, toți închid canalele. Toți închide, care pe care închide la canale. Anca închide, Putare închide, Alin închide, Lumina închide. Mai e pus să zică și fratele meu că închide acum. Păi el acum șeful YouTube-ului. Să fie treaba. Păi n-a luat șefa YouTube-ului. Să fie sănătos. A spus și Jean odată că închide. A zis și Jean a luat că închide canalele. Da, mare închide la canale. Ăsta, Jean. Păi lasă-mă dacă închide canalele, nu ne găsim și avem pe TikTok acolo. Într-o nu facem mai la canal. Care-i treaba? Care-i? Nu înțeleg. Auzi. Am închide tot YouTube-ul. Tot. O să rămână șefa de... Lasă-le, noi glumim acum, dar lumea înțelege, vede lumea la noi. Eu de ce nu vorbesc de rău pe vloguri? Dacă am să le zic ceva, eu pun mâna pe telefon și le sun. Și vorbesc cu ei pe nu așa, să vorbim în public. De ce să ne facem de râs, cum să fac ei și spune toate vorbele pe... Să ne spălăm rufele în public.
Putem să vorbim și prin telefoane să vorbim, să ne sunăm. Și dacă ești în public, care trebuie? Păi eu nu vreau că te lasă, intre cu mine care vrea cu tuna. No, de ce? Nu care vrea să dea cu mine, să-mi zică mie pe nume acolo cine mă vrea. Lasă, că nu da. E treaba noastră. Le-am mai zis la mulți. Și tata, dacă vrea să se înceartă, să înceartă cu Anca, să înceartă cu Alin. Eu nu mă bag. Mie mi-e rușine de Leo și așa, n-am eu treaba. Dar și mi-era de Leo. Ele ce fac, ele vrea să zică că poate să ne îndepărtează pe noi de Leo, genașul nostru. Cine niciodată nu ne îndepărtează nimeni de el. N-ai tu treabă cu lumea cine zice și eu de așa. Păi da, nu ăștia care se înceartă și spun câte și mai câte, că asta vor. Poate să zică 10.000 de bârfe și catracoanțe. Uite, să dea bunul Dumnezeu ca Leo să fie, să fie bine recent. O să-l vedeți și voi, o să vă apărea din nou și va apărea din nou pe canalul lui de YouTube și eu o să vă garantez 100% că Leo, nu așa cum credeți voi că e nu știu ce, Leo va fi aici împreună cu mine. Va fi împreună cu noi și chiar îi mulțumim. Că și de-aia ne-am filmat și noi ca să putem să ne remarcăm cu ce ne-a ajutat, că el ne-a făcut canalul. Noi recunoaștem. Dar voi toți care aveți canale n-ați recunoscut niciunul. Pe niciun vlog eu nu m-am văzut să spuneți Leo ne-a ajutat și Alin și Păi așa e ce, de unde ne știa pe noi lumea? Ne știa de unde? De la... Spune-mi adevărul că Dumnezeu există, Dumnezeu, să spunem că Alin și cu ursul ne-a ajutat. Da, Alin și cu ursul. Da, și cu Leo. Și datorită lui Leo ați devenit toți ăștia care aveți canale. Da, de ce vorbiți de Leo? Că dacă nu era canalul Leo, cine cunoștea cineva? Da, n-a venit nimeni istoria YouTube dacă nu era Leo. Da. Cine știa pe cutare, pe cutare, pe cutare. Da. Dar acum au devenit ei peste Leo. Bă, dar singura prostie asta e din cauza lui Alin. Pentru că el a făcut la toți ăștia le-a făcut canale, eu nu înțeleg. Dacă el a vrut Cătălin, el merită ce face toată lumea. Așa e, da. Răsplata. Da, răsplata. Trebuia să-i zic că mulțumesc Alin, dar el ne zic altceva. Scandalul ăsta acum. Lasă acum. Bă, nu știu, să facă ce vor. Să facă ce vor, dar m-a enervat, uite. Sunt problemele lor acolo și rezolvă ei așa. N-am vrut să vorbesc, prieteni, chiar ne cerem scuze dacă am vorbit mai pe ton mare sau așa. Mai amenințător așa. Da, știi de ce? Că am vorbit așa mai cu ton mare pentru că am fost un pic enervat, am văzut vlogul lui Lumina, că a zis că de ce să nu mai filmăm copii. Păi eu, dacă filmez la mine în curte... Păi să iau copilul ăsta, copilul, eu cu telefonul după el pe stradă? Copilul se bagă el singur în filmări la mine. Ia treabă pe maică-ta și pe tăi, că cum aude motorul mașinii, sare în stradă. Da. Când aude că trec eu cu mașina. A venit de Paște, să audă toată lumea. Toată țara să audă ce mi-a zis copilul ăsta. A venit de Paște. Să audă că Lumina știu că ne urmărește. Lumina, a venit copilul tău, spun ție, nu mai spun așa. A venit de Paște să-mi aducă Paște. Zice că bucătare s-a dus Cătălin acolo la patroana. Începe patroana și plânge. Unde l-ai lăsat pe Leo? Vine Cătălin, bineînțeles, femeia năcăjită, a început să plângă când l-a văzut pe Cătălin fără Leo. Că a venit de la biserică. Și l-a luat și pe Bobiță. Bobiță, când l-a văzut, bucătare, mă duc și eu la mami să-i duc Paște. Hai, du-mă la tine. Hai, că știe și ea destul de bine că copilul spune mami. Și după aia vine cu el încoa lumină la mine. Îmi dă copilul bine, Paște, mă pupă cum face el cu mine și după aia începe și eu făceam la gogoș acolo în spate. S-a pus pe un scaun și începe și îmi spune, mă, mami, vreau să spun și eu ceva, că de-aia am venit la tine. Și zic, ce? Zi, Bobiță, știi că eu tot timpul l-ascult cu vorbele lui. Da, zi. Și el zic, mă, mami, nu vine să cred. Din ce cauză m-a lăsat Lumina? Și pe mine și pe Alex. Din ce cauză a plecat, mă, mami? Că mi-a zis în telefon Lumina că a plecat din cauza lui Ursu, că nu se înțelegea cu el, că nu mi-a suportat pe Ursu, pe tatăl meu. Mami, de câte ori știi tu că a bătut-o Ursu pe mama mea? Mă, Leonardo, eu nu știu, nu a bătut-o. E problema ei, dar să înțeleagă și ea din mesajul ăsta ceva, ce a zis copilul. Ce a zis copilul? Veni singur să-mi zică. Ce vinovată sunt copiii? Nu am nicio vinovată. Eu ce puteam să-i zic? Am zis vorba asta, să aude și Lumina. Am zis, lasă-mă, Leonardo, că vine mami, vine și ea.
că ai auzit că vine, că trebuie... Da, mi-a zis, zice, bunica, nu știu că vine. Bine, uite și da, tu ai zis tot așa. Dar ea știe, înțelege acum că copilul poate să zică vorbele astea, să nu zică că le inventat. Da, să nu înțeleagă că le inventez, că ea știe ce minte are copilul. Că noi nu îl obligăm sau să-l forțăm, Leonardo spune da, așa. Da, nu ne mai interesează pe noi, gata, familiile lor, copiii lor. Tu ce vrei, eu până acum n-am vorbit nimic, nici de ea de rău. Dacă am mai vorbit așa cu tu. Decizia ei, alegerea ei, asta e. Da. Așa că, prieteni, ne vedem mâine, prieteni, așa de sărbătoare. Noi vă dorim multă sănătate. Multă fericire, prieteni. Doamne ajută la toată lumea, prieteni. Noi vom fi de acum acolo cu vlogurile noastre, cum știți destul de așa normale, cum ne știți și dumneavoastră, și nu ne ducem la și nimeni în blaie. Și nu pe noi cearta lor și astea. Lor să filmăm. Și, mă rog, și problemele lor ce au ei acolo. Să se descurcă fiecare, prieteni. Noapte bună, prieteni, și Doamne ajută la toată lumea. La revedere.